Am atât de multe lucruri să vă spun încât nici nu știu cu ce să încep. În primul rând, bine, v-am regăsit la un nou clip. Ne-am filmat de două săptămâni, n am postat o săptămână. Astăzi când filmez eu este marți și filmez clipul care ar trebui să apară astăzi. Eu uh, mi-am făcut așa temele și am filmat și ieri, doar că am uitat să-mi conectez la val. Era Sunetul era varză și am zis că ok, o iau de la capăt. O să vă spun într-un daily vlog ce s-a întâmplat, de ce am lipsit atât de mult, de unde schimbarea mea de păr. Voi îmi vedeți părul acolo portocaliu, dar credeți-mă că nu e așa. O să vă arăt eu la lumină naturală în daily vlog. Vorbim pe larg în daily vlog, dar astăzi vreau să vă arăt câteva bijuterii pe care le-am primit... Acum ceva timp și coletul ăsta așteaptă la mine, dar mă rog, dacă n-am avut starea necesară pentru a filma, Bijuteriile au stat aici frumos în cutiuță și prima oară le-am văzut ieri împreună cu voi, cum o să vă las și cadrele. Ei bine, am primit eu de la brandul acesta niște bijuterii foarte, foarte drăguțe. Eu în momentul în care am aruncat o privire pe site și am văzut cât de bine arată, cât de multe sunt, chiar ai din ce alege nu am dat neapărat crezare, nu mă așteptam să-mi vină acasă niște bijuterii atât de calitative, dar în momentul în care am, am fost pusă față față cu produsele, mi-am dat seama că am făcut o alegere foarte bună. Ei bine, cum vă spuneam, acesta este brandul. O să aveți aici pe undeva modul în care a venit colețelul la mine pentru că l-am deschis ieri. Aici era cutiuța pe care vă arăt imediat. Uite, așa. Atenția la detalii, pur și simplu m-a uimit. Prețurile lor, într-adevăr, nu sunt um, nici super accesibile, dar nici extrem de ridicate. Zic eu că pentru toate buzunarele găsiți așa bijuterii, dar uh, chiar și ambalajul mi îmi place foarte mult. Uh, produsele au venit, imediat, imediat să le adun de aici, au venit în pungulițe din astea individuale. Pac pac, dar dacă am filmat ieri nu nu le-am mai pus, însă nu nimic, le vi le arăt așa pe rând. Și mi-am ales eu trei charmuri. Dacă v-ați mai uitat așa la daily vlogurile mele, știți că eu la brățara Pandora am numai charmuri cu semnificație, să zic așa, nu mi-am cumpărat, am intrat în magazin, îmi cumpăr ceva de dragul de a-mi cumpăra. Nu, de fiecare dată eu marchez așa un moment. Asta am vrut să se întâmple și acum și primul charm pe care mi l-am ales este în formă de dințișor. <laughs> Ținând cont de faptul că anul acesta, știți, m-am ocupat de fațetare, am zis că ar fi foarte drăguț să marchez momentul și să-mi cumpăr un cean din ăsta în formă de dințișor. Dacă s-a evit ocazia și l-am primit, cu atât mai bine. E foarte drăguț. Ah, și încă o mențiune, absolut toate bijuteriile pe care eu le am aici sunt din argint. Găsiți pe site-ul lor și bijuterii care nu sunt din argint, dar eu am preferat să fie așa. Și aveau acolo, pe site o să vă las aici pe undeva, bijuterii din argint, bijuterii din argint, dar roz gold, cumva placate ceva și bijuterii într-o nuanță așa foarte drăguță de auriu. O să vedeți ce am ales eu. Și dacă vreți să plasați o comandă, să știți că codul LARISA5 vă oferă 5% reducere la comanda voastră și cumpărați două bijuterii, veți primi încă două gratuit. Zic eu că e o afacere foarte bună. Deci, v-am arătat charmul dințișor. Eu acolo pe site, când ne am văzut prima oară, zic, păi, e un dinte atât de mare, nu știu dacă o să-mi placă, dar mă bucur atât de mult că, vedeți și voi, vine într-o dimensiune foarte micuță. Apoi, cel de-al doilea charm, o, ce s-a înseninat afară, este acesta. Opa, sunt aici două mâini care se roagă cumva, iar aici pe spate scrie With God all things are possible și avem aici, um, cum îi spunem noi, uh, paragraf din Biblie. În fine, așa, deci v-am spus, avem două mânuțe, de jur împrejur sunt inimioare, foarte, foarte drăguți. Eu am mai cumpărat charmuri din astea care nu sunt originale Pandora de pe diferite site-uri sau chiar le-am primit și erau ușor înnegrite cumva, nu erau foarte bine finisate, dar la acesta deci nu se vede niciun defect. Îmi place foarte mult și el. Iar cel de-al treilea, cum să vi-l arăt că ăsta e micuț tare. Sunt aici două lăbuțe, una neagră, una cu pietricică așa albă, foarte drăguță. El este mai mult un opritor, un stopper, ceva pentru că are în interior un material în momentul în care îl pui pe brățară iese de acolo foarte greu. Mai am și eu chestii din astea de la Pandora. Așa arată, este micuț, drăguț, îmi place foarte, foarte mult. Și cam asta cu charmurile. Veți găsi în descriere link către toate produsele pe care vi le voi arăta astăzi. Hai să le pun aici să nu ne pierd, și trecem la brățară. Un aspect foarte important, vă puteți alege mărimea și la brățări, și la inele, la absolut tot ce, tot ce comandați. Am primit și o brățară, ea este deschisă acum, cu un lanț de siguranță, lucru care m-a bucurat foarte mult. Nu știu dacă o voi păstra eu pe aceasta, pentru că deja am o brățară, o voi face probabil cadou. Iar aici, pe încheietoare, închizătoare, <laughs> scrie uh, brandul lor. Foarte drăguță este. Nu știu, în schimb, dacă și ea este tot din argint. Nu găsesc nicio ștanță, nimic. Restul produselor sunt ștanțate, cred că se zice așa, dar la ea nu găsesc. Însă materialul mi se pare unul rezistent, de lungă durată. Să știți că coletul a venit însoțit și de o chestie din asta, uita așa, și ne este prezentat aici modul în care trebuie să avem grijă de bijuterii și că se vor transforma în negru atâta timp cât sunt expuse la chestii din astea care conțin uh, uh, substanțe chimice, dar la mine nu e cazul că eu nu le fac nimic. Deci, avem aici și brățara, eu am ales mărimea uh, imediat vă zic că scria pe pungă mărimea 19 am ales eu și credeți-mă că îmi vine foarte bine. Însă nu o pot pune singură la mână, a trebuit să-l aștept pe Cristi ieri să vină și să îmi pună brățara. Astăzi nu mai am timp, dar credeți-mă că îmi vine foarte bine, foarte, foarte bine. Uite, cam așa, mă rog, și cu lanțul de siguranță pus așa cum trebuie. Așa și hai să vă arăt și cearmurile să vedeți cum vin pe brățăruță. Le punem aici. Foarte interesante sunt, să știți. Cred că acum puteți să observați și cearmurile mai bine. Cel cu lăbuță, dintele și aici acel, acea inimioară cu rugăciune. Pray in love, parcă se numea, nu mai știu. Sunt foarte mulțumită. Mulțumită și surprinsă în același timp să văd că sunt foarte calitative. Apoi, un accesoriu pe care l-am așteptat cu sufletul la gură, nu știam dacă am făcut o alegere bună sau nu, este acest lanț care Dumnezeu le cum arată. Deci, cu fluturaș, opa, stați că se întorc fluturașii ăștia. Așa, fluturaș în mai multe culori. Lanțul este roz-gold, v-ați dat seama, și sunt identici cu cerceii mei. Știu, de fiecare dată am fete care îmi spun, Larisa, ți s-a întors fluturașul pentru că mie, mie mereu îmi să cercelul așa. Așa vrea el să îți place mai mult. Deci, uitați-vă puțin. Sunt aproape identici, doar că o idee mai măricei, cei parcă. Foarte drăguți lanțul, îmi place mult de tot. Hai să vă mai arăt o dată. Superb! Deci, extrem de bine realizat. Nu pare nimic, uh, uh, cum să zic, ne la locul lui. Deci, foarte mult îmi place. Ce m-ar fi încântat ar fi fost dacă era un pic mai scurtuleț. Vedeți că este destul de, de lung. Hai să vă fac așa o probă. Sper să nu pun pe la valieră. Deci, uite! Așa vine lanțul. Vedeți? La, cam la lungimea aceasta. Mi-ar fi plăcut să fie un picuț mai la baza gâtului, dar uh, nu cred că o să fie o problemă. Aș putea să-i pun eu uh, nu știu dacă știți, dar există niște opritoare din astea. Dacă îl închizi aici undeva, îi poți pune un opritor, iar extensia asta așa rămâne. Mă rog, sau o tai, sau depinde. Poți să o modifici și la bijuterie. Însă, mult de tot îmi place modelul, mi se pare incredibil, foarte frumos arată. Așa. Apoi, imediat să le pun aici la locul lor, mai avem o pereche de cercei care la început mă așteptam să fie un pic mai măricei, mai lungi. Mie nu prea îmi plac cerceii aceștia care atârnă foarte mult. Cred că ați observat că eu port numai din ăștia cu șurub, dar când am deschis coletul ieri și am văzut că sunt atât de drăguți, deci uitați-vă și voi. Foarte frumoși. Super, super drăguți, nici prea mari, nici prea mici. Arată tare bine, sunt și ei tot roz gold și avem aici o semilună. Vedeți oare? O semilună care are și niște pietricele așa foarte drăguțe, steluțe și un, o sferă ceva. Uite așa, foarte drăguți sunt! Ei se prind în modul ăsta clasic, cu șurub aici. Vin tare bine în ureche. O să aveți cadre pe care le-am filmat ieri. Îmi aduc aminte perfect că la acești cerceluși aveau și auriu. În cazul în care nu vă place rozgoldul acesta, găsiți și auriu. Mie însă știți că îmi place foarte mult rozgold. Multe dintre bijuteriile mele sunt așa. Și i-am ales pe aceștia care mi se par extrem de drăguți. Mă așteptam să fie mai chicioși, sincer, dar nu. Uitați-vă și voi. Foarte simpatici. Și vin foarte bine în ureche, lucru care îmi place. Iar dacă nu vă împăcați cu chestia asta, siliconul ăsta tare, plastic, ce o fi, puteți să-i puneți, mă gândesc eu, un șurub de la cercel din ăsta normal și se rezolvă toată treaba. Și mai am aici, un set de inele, inele pe care le-am ales în mărimea 7. Eu le-am rupt eticheta ieri. Dar bine că le-am păstrat aici pe toate să vi le arăt exact așa cum au venit. Au fost uh... Nu, nu v-am vorbit despre transport. Au fost livrate relativ repede, cam într-o săptămână, jumate, două săptămâni, dar eu având starea pe care am avut-o, nu prea mi-am dat seama că a venit coletul mai devreme sau mai târziu, adică mi s-a părut ok, relativ scurt, cum vă spuneam, timpul de livrare, iar coletul nu a fost deteriorat în niciun fel, nu s-a întâmplat nimic. Am fost mulțumită și de acest aspect. Cam așa sunt inelele, un set de trei, cum vă spuneam, foarte drăguțe, rozgold gold și ele. Uita așa, din câte le văd, cred că le-am ales puțin cam măricele. Nu știu, dar nu e problemă. Vedem, sunt foarte bine realizate. Hai să le apropie așa și de voi. Au aici niște pietricele. Hai să le punem pe ce deget. Uite, le pun pe ăsta. Opa, eu cred că ele pot fi purtate și separat, adică unul pe un deget, unul pe alt deget, dar arată foarte bine și așa împreună. Uitați-vă și voi. Doamne, ce frumoase sunt! Super frumoase! Îmi plac mult de tot. Sper să nu se întâmple ceva cu ele, să se înnegrească sau ceva, pentru că, v-am zis, eu nu prea le expun la cremă sau la chestii din astea, pentru că nu vreau să dau cu loțiune de corp. În fine, vom vedea. Vă țin la curent, să știți, cu cu privire la ele, îmi plac foarte mult, deci super mult îmi plac și că vă tot spuneam că puteți purta doar unul, uite, bine, mie mi este mare pe degetul acesta, dar vine ok, vedeți, foarte frumoase, chiar am multe fete aici care mă întreabă de unde îmi cumpăr eu inelele, în general sunt primite cadou și cumpărate din bijuterii, dar... Pe site-ul lor, să știți că am mai văzut inele din astea, chiar și am eu pe acesta negru de aici. Opa, uite așa. Deci aruncați o privire pe site-ul lor și poate găsiți ceva ce vă place. Deci avem aici și inele, v-am spus, mărimea 7 și au venit foarte frumos în acest săculeț din Catifea pe care îl voi, îl voi păstra cu siguranță plus cutia de asemenea o păstrez. Și cam acestea sunt bijuteriile pe care le-am primit. Eu sper că v-a făcut plăcere să ne revedem. Îmi pare rău pentru vocea mea care se duce acum, dar bine că am reușit să filmez, să refilmez clipul acesta. Dacă v-au plăcut bijuteriile, cum spuneam, nu uitați că găsiți în descriere link către toate. Dacă plasați o comandă la Risa 5, vă oferă 5% reducere. Și gata, cred eu că v-am dat toate detaliile de care aveați nevoie. Eu sper să ne revedem cu un daily vlog sau, nu știu, depinde cum mă simt, în fine, vom vedea. Mulțumesc că ați stat cu mine până acum și ne revedem cu un nou clip. Pa, pa!